ăștia mi-au combinat sandvișurile. Deci pe ăsta de pui e un sos foarte galben, care ăla e picant. Ăștia mi-au inversat sosurile în burger. Cum am reușit? Pincanilor, am comis-o din nou. Am fost din nou la McDonald's pentru că avem noutăți noi, care n-au cum să nu fie noi pentru că sunt noutăți. Deci apăsați butonul de like și scrieți respect pentru mâncarea mâncată în secțiunea de comentarii. Da? Pentru că avem aici o grămadă de chestii noi și o sticlă de apă. Și mi-au mai băgat 50 de bani, garanție. Și asta mi se pare cea mai ciudată chestie. Da, o să încep să scot din această pungă și o să zic ceva. Deci, e o nouă chestie băgată acum, de orice sticlă de asta de apă mică ei, îți mai bagă în preț, da, și îți dau înapoi banii aia dacă te duci și dai sticla înapoi. Dar gen, nu puteau efectiv să îți dea 5 de bani dacă aduci sticla înapoi, că dacă îți bagă banii, deja au scumpit produsul, da? Și toată lumea știe că nu toată lumea o să se întoarcă cu o grămadă de sticlă de-astea înapoi. Deci, la modul real, nu au făcut mare chestie decât mai trag pe dreapta niște bani. Deci, e aiurea, nu știu, mie personal mi s-ar fi părut foarte ok ca în ce preț aveau sticlele până acum să fie și băia 50 de bani incluși. Să fim serioși, cât e o sticlă de asta, că nu e 50 de bani să o facă, credeți-mă, sunt mega, mega ieftine ambalajele astea să le facă ei. 5 de bani e mai mult decât costă sticla și dacă erau băieți de treabă, lăsau sticlele cum erau ele și doar îți dădeau niște bani înapoi dacă le returnai. Dar vor să mai ia și din portofel, ești nebun. Sunt sigur că nu, chestia asta cu 5 de bani nu îmi convine chiar deloc. Dar să-mi spuneți voi ce considerați în secțiunea de comentarii, eu cred că e o mare țeapă să ne mai ia niște bani și sigur, dacă duci sticlele înapoi, o să primești aia 50 de bani înapoi și strângi 10-20 de sticle, dar la modul real, când ai strâns atâtea și faci un drum pe undeva ca să duci sticlele, oricum ai consumat combustibil, deci e nașpa și n-ai făcut mare chestie și câte să și strângi fără să se deformeze, că dacă s-au deformat prea tare, oricum, ci că nu le mai poți returna, nu știu exact care e faza, dar proastă situație, dar înainte să începem cu noutățile de la McDonald's, hai să vedem ce zice o prăjiturică cu răvaș aleasă la întâmplare, am câteva acolo pe masă, am ales și eu una și ia să vedem ce se întâmplă aici. Bun, astăzi sunteți plini de energie, adevărat oameni buni și real, nu o să mai mănânc și restul pentru că eu sunt la dietă acum și am aici doi burgeri de la Mac, cartofi, iar următorul clip, credeți-mă, nu o să fie mai ok pentru dieta mea. Da, am intrat la dietă. Haideți să vă zic ce am cumpărat, pentru că noutățile sunt relativ interesante, nu sunt chiar atât de multe. Am luat un Big Tasty Chicken Bacon, unul dintre astea două. Am luat o porție de cartofi medii, o apă minerală, un Big Tasty Chili Cheese, o plăcintă de zmeură cu piersici și niște camembert cheese triunghiuri, care sunt niște snack-uri. Hai să vedem cum sunt și alea, că inițial am mai mâncat de alea, dar erau alte tipuri de brânză, că nu pot vorbesc. Un sos de usturoi și o jucărie surpriză cu numărul 4. Și garanția de 50 de bani, pe care nu o mai văd înapoi, pentru că... Băi, și ce m-am enervat? Mă duc înapoi la Mac și le dau sticla goală. Zic, na, hai, 50 de bani înapoi, ești nebun. Hai să vedem cu ce începem. Cred că o să deschidem unul dintre aceste sandvișuri acum. Din păcate, pe ele, scrie. Ăsta este un chicken bacon. Deci este un Big Tasty cu pui și cu bacon care... Mamă, dar e mare rău, băieții mei. Stați așa o secundică că ceva nu-mi este clar. Mi-au căzut cartofii. Au leșinat efectiv pe jos când au văzut ce se întâmplă aici. Mă, numai mie mi se pare că e mega, mega mare acest burger. Cred, ce e ăsta? E vită? Tasty chili cheese? Big Tasty Chicken Bacon. Pa, am înnebunit eu. Deci avem un Big Tasty Chicken Bacon. Scrie pe el. Și aici... Asta nu-i carne de pui. Mă, am înnebunit eu. Mă, or fi puși invers. Poate ăsta e ăla cu chili cheese. Stați să vedem. Poate ăsta de aici e cu pui. Deci ăsta de aici e cu pui. Oh my god, le-au pus invers. Deci vedeți, ăsta ar trebui să fie cu carne de vită, dar e cu pui. Le-au pus în cutiile greșite. Bine, atunci bănuiesc că ăsta de aici este un Big Tasty Chili Cheese cu carne de vită și etc. etc. Bam, bam, bam. Bun. Haideți să vedem. Nu uitați, aceste chestii ar trebui consumate cât mai rar sau deloc, dacă aveți noroc.
Din păcate, eu trebuie să-mi sacrific organismul meu, care e un templu, desigur, pentru a răspunde întrebărilor pe care le au oamenii despre mâncare. Hai să vedem cum e, pentru că vedevită ar trebui să-mi placă și chili ar trebui să fie un fel de brânză picantă în el, că așa zice, chili cheese. Și știi că acest chili cheese l-am mai văzut undeva, cred că nu chiar același burger, dar mai era la Burger King, ceva micuț, ieftin, ceva cu chili cheese. Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă știți despre ce vorbesc. Mai ieșeam cu băieții și-și cumpăra Dragoș unul de la. Acum nu mai spun nimeni că toată lumea este șarpe ordinar, în special rugby. Bă, nu e rău. Da, mi-a târnut fata pe la bot. O roșie, niște carne alea și un sos. Cred că la acești burgeri, selling point-ul este sosul. Sosul Big Tasty. Care aici este bun, îmi place. Dar am o întrebare. Nu trebuia să fie un pic picant? Adică chili cheese are un pic de gust de brânză pe alocuri. Mult sos Big Taste, adică am dat pe jos și pe mine. Uitați-vă, oameni buni, mult sos acolo. Un pic de brânză, are brânza jos. Ia uitați-vă, are brânză jos. Și aici am niște chestii în brânza asta care a... Ăsta e bacon. Nu trebuia să fie chili cheese pe brânza de pe... Bă, ce se întâmplă aici? Oh, nu am șervețele. Minunat. Deci stai așa. În acest Big Tasty Chili Cheese este brânză, dar credeam că brânza, topită cu cheddar, după cum scrie acolo, trebuia să aibă chestii de ardei, da? Dar am luat niște bacon din brânza asta. Deci, vedeți? Bacon. Da? Da, sunt murdar la gură. Păi și stai. Celălalt trebuia să fie cu pui și bacon, dar bacon nu e în ăsta, e ciudat. De asemenea, când am luat comanda, tanti de la Meca a ținut să-mi menționeze că nu lipsește nimic. Ok, n-ar trebui să lipsească, dar probabil se întâmplă de multe ori să lipsească câte ceva, așa că s-au asigurat după data asta. Dar pentru mine rămâne încă un mister. Unde e chili-ul? Deci are bacon. Pe lista de ingrediente, de la chili cheese se specifică ceva de bacon. Sos chili cheese. A, e sosul de chili cheese. Nu are chili. Bacon din produs. Aha. Deci are și bacon. Uite ce că trebuie să aibă jalapeno, scrie pe el. Vă mai arăt la apropiere. Mă credeți pe cuvânt pentru că eu nu mint. Mă așteptam să fie mai chili, dar este mai cheese. Da? Este chili cheese, dar e cu mai mult cheese. O să-l punem deoparte. O să... Nu știu ce e asta. Am crezut că e ceapă, apoi mi-a venit să zic că e salată. Acum parcă e varză, dar de fapt e parcă ceapă. Ciudat rău. Deci, deși a fost, să zicem, ok, rămâne în continuare un mister și am crezut că o să fie mai chili. Dar nu a fost. Am luat și un sos de usturoi de la Mac. Hai vedem cum e. Între sosuri, nu știu ce să mai zic, parcă în ziua de azi nu prea îmi place neapărat unul. Nu știu să vă spun, dar îmi seamănă la gust cu ceva ce am mai mâncat, care nu mi se pare că a fost foarte genial, că instante am fost așa, zici că un fel de maioneză ceva cu niște usturoi, dar ceea ce ar trebui să fie, dar na. Sincer, mai ok este cel de la KFC. Hai să vedem și celălalt burger acum, oameni buni. Nu știu, eu consider că oricum mâncărurile de genul ăsta ar trebui, dacă ieși odată pe lună cu băieții în oraș, mai ai un burger, să nu fii ca animalul să te duci la steakhouse, știi? Dar ar trebui să mâncăm așa ceva. Bun, asta de aici este un Big Tasty cu chicken bacon, da? Care, de ce să mint, arată drăguț, frumos, elegant, cât de cât. Foarte multă salată, care efectiv se scurge din el. Bro. Proștia mi-au combinat sandwich-urile. Deci pe ăsta de pui, da, vedeți, e un sos foarte galben, care ăla e picant și are gust de de chili și de ardei și chestii. Mă, ceva se întâmplă. Oameni buni, eu nu cred că am greșit eu și sunt atât de terminat, da? Deci pe cutia asta scrie Big Tasty Chili Cheese și zice carne de vită. Deci o să vă arăt, da? Nu, că deja sunt supărat. Deci zice carne de vită Big Tasty Chili Cheese. Bun.
Ăsta e de pui și are brânză de aia cu chili. Celălalt nu avea deloc, dar avea o brânză cu bacon. Care bacon e cumva în ambele, dar Big Tasty Chicken Bacon. Deci ăsta ar trebui să fie cu chicken și cu bacon, dar e sosul de la ăsta la alt. Ăștia mi-au inversat sosurile în burger. Cum am reușit? Deci eu am o abominație de chicken, da, dar cu chili cheese. Mă, ce Dumnezeu se întâmplă? Oameni buni, efectiv, să-mi spuneți ce s-a întâmplat, că eu nu mai știu să explic. Ce e ciudat e că și ăsta are o brânză de asta și are și bacon. Deci ambele au bacon, dar ăsta, vedeți sosul ăsta galben de l-am luat eu aici? Deci ăsta e sos de la cu chili. Ca lumea. În celălalt nu am simțit gustul ăsta. Am crezut că, bă, poate așa e, poate sosul Big Tasty, dar nu era ca ăsta. Hai să vedem. Multă brânză. Efectiv imposibil să nu faci risipă când mănânci așa ceva. Da, mă. Ăsta e picant. N-ai cum. Dacă pe ăsta scrie chicken bacon și e mai picant decât cel care trebuia să fie picant, sosurile au fost inversate. La interior, niște salată, sos Big Tasty și probabil cel picant de chili cheese, niște brânză, pe deasupra și pe dedesubt. Dedesubt mai este niște bacon și niște carne de pui gătită, friptă în crustă. Mamă, nici nu stă întreg ăsta aici, nebun. Nu știu ce să mai zic. E bun, nu zic bun. Dar sunt inversate sosurile în sandwich-urile astea. O să-l pun aici jos înapoi. Dacă mai reușesc, nu am niciun șervețel efectiv. Și pot să zic că aceste sandwich-uri nu sunt rele. L-aș recomanda pe cel cu chili cheese, care cred eu că ar fi trebuit să fie cu patty-ul de vidă, ori mi-au schimbat patty-urile între ele. Nu știu, ceva s-a schimbat între aceste două sandwich-uri. Dar n-am cum să dau o notă exactă când ori sunt schimbate patty-urile între ele, ori sosurile. Ei bine, când comandați, asigurați-vă că au pus ce carne trebuie în sandwich-uri și nu le-au inversat. Mamă, ce e aici? Dar ele nu sunt rele, sunt ok. Sunt bune, cam multă salată, adică numai cât am mâncat, nici nu m-am chinuit să dau pe jos. Și ia uitați aici, avem toată verzătura asta, care e ok, dar știi ce nu înțeleg eu? Acum am realizat o chestie, știți că salata e niște frunze, da? De ce ăștia toacă frunzele alea și îți presară pe deasupra? Că clar, clar o să-ți sară din burger. Ar trebui să lasă o frunză tăiată circular, în formă de cerc, pusă peste carne și ăla e, gata, ai salată. Dacă o faci bucăți și o presare acolo și o să sară din burger, frate, și e foarte Messi. Messi și Ronaldo, nu pot să cred, sunt un mare fan. Bun, ce? Măcar avem o zi, o tematică bună a clipului. Mi-au încurcat sandwich-urile de la McDonald's. Bun, haideți să vă arăt ce am aici. Deci, aici sunt niște triunghiuri de brânză camembert, așa zice, da? Și sunt noi la McDonald's. La exterior par să aibă niște semințe ceva și ia uitați-vă niște brânzică la interior. Fără sos primată. De obicei mai găsești de-astea cu mozzarella sau alte chestii, dar ăsta e camembert. E ok. Sincer, nu observ un gust foarte fabulos de la camembert. Adică la fel de bine ar fi putut să facă ceva cu mozzarella. Diferența de gust este... N-am atât de mare. E ceva acolo, e un snack. Un snack cu multe semințe pe deasupra și prăjit în uleiuri vegetale. Care efectiv nu sunt vegetale, sunt din semințe. Că dacă era vegetal, făcea ulei din roșie. Că roșia e o vegetală. De fapt, roșia e o fructă. Nu mai contează. Sunt ok. Nu sunt foarte puternice la gust, dar sunt suficient de puternice. Pentru că dacă le făceam mai puternice, sigur era cineva care consideră că sarea e condimentul mult prea picant pentru a-l pune în mâncare și zicea nu-mi place, e prea nașpa. Dar ok, aș mai vale asta. Na, nu le văd rostul. Adică dacă ții de mâncare, ții de mâncare. Astea sunt niște snack-uri ca un fel de desert care nu prea poți să-l mănânci după oricum. Da, nu știu ce să zic. O să le punem deoparte. Și mai avem cartofii. Bă, sincer, la cartofi, măcar la cartofi n-au cum să greșească. Da. La cartofi n-au cum. Și mai avem ceva. Mai avem asta. Este o plăcintă despre care v-am povestit la început. Acum, eu am un regret. Am luat două de astea. Că una e pentru clipul ăsta și una e pentru clipul următor. Îmi miros gheața. Hai să vedem cum e. Da, plăcintele astea de la Mac sunt next level, eu n-am văzut pe nimeni să le fac așa. Sunt așa de crunchy, iar la interior două tipuri de gem. Oh,
tot așa că cred că am desfăcut plăcinta. Păreri, exprimați-vă părerea despre așa ceva în secțiunea de comentarii. Bă, nu era. Pe vremuri știu că aveau gumăr, nu știu dacă mai au acum, adică nu au, că n-am văzut. Dar nu știu dacă nu au pentru că nu au acum și o să revină luna viitoare sau că nu se mai fac gumăr. E ok, chiar e ok. Cam un gemul ăsta de la două fructe, aș fi preferat să fie, nu știu, ceva cremă de aia dulce, nu știu cum să vă zic se numește. E o cremă dulce de vanilie și probabil ceva de fructe, cred că ar fost și mai și. Știu că au și ceva de genul, dar nu au acum, că așa fac ăștia mereu. Dar, da, verdictul, nu sunt rele sandvișurile, dar fie cel mai bine iei un Big Mac. Aceste Big Tasty-uri noi cu tot felul de chestii în ele, aparent sunt prea greu de făcut și se schimbă aparent carnea de la unul la altul din greșeală. Dar dacă cumpăram numai unul, dacă luam pe ăla de pui și mie îmi dădeau vită, și dacă eu eram alergic la vită și muream acolo și de față mâncam și făceam... Și muream. Mă, ce se întâmpla? Cine era trasă la răspundere? Glumesc, desigur, fac și eu acum un pic de haz de necaz, dar nu-mi pasă atât de mult, e ok. Ambele sunt ok, l-aș mai mânca, nu că sunt la dietă și, sincer, îmi e încă foarte foame, dar am mâncat foarte mult din astea și sunt sigur că am băgat o grămadă de calorii care nu o să mă ajute diseară, poate doar... stai că diseară fac picioare! Ce păcat că am mâncat multe calorii! Bun, v-am salutat, mă duc să fac curat. Și nu uitați să apăsați like, subscribe și să mă scuipați pe stradă când mă vedeți. Mamă, făceam curat și am uitat de jucărie, frate meu, jucăria băieții mei. Dar știu că sunt grase, am uitat să vă ce bur... O carte? Ok, e o carte cu Muhammad Ali sau ceva. Nu știu, destul de bun.